Alo? Alo, bună ziua. Bună ziua. Domn Valentin, Da. vă deranjează Gustav Vasile Nicolae, acela care de la Cahul, ținta închet. Am înțeles unde Pe se... mine m-a luat forța de la Cahul și m-a dus la Pruncu. Și acolo vreau să mă duc la Dorca că să-i mă facă nebun de cap, că să scape de mine. Și nu a reușit, eu m-am refuzat, m-am declarat greva foamei, că fac influențări, că vreau să mă ducă cu desela. Dar pui cu greva foamei ne-ați mai spus. Apoi că atunci cu greva foamei, atunci mă duc și vreau să mă facă nebun de cap, să mă duc la Durcă și să mă facă nebun de cap. Ori să mă pui vreun acol ceva să scape de mine. Și din partea lui Perciun, că Perciun s-a deschis dosar penal în Procuratura Anticorupției. Și m-a dus la Pruncu, eu m-am refuzat acolo de medicamente, m-am refuzat să fiu transferat la Durcă. Și de acolo văd că eu mă refuz, am declarat greva foamei că fac influențări asupra mea, că vreau să mă duc cu forță. Și au venit prin înșelăciuni, au venit și îmi spune, au zis că haidem înapoi la Cahul, acolo unde au rămas toate hainele mele, toate lucrurile mele, cât minim au luat, cum venim de la baie, cu chiloții și colțuni în mână, așa au luat și m-au încărcat, nici nu ne-a dat voie să-mi iau lucrurile mele personale, nici nică. Au luat și m-au încărcat și m-au dus. Și Adică atunci, v-au omegit că vă duc într-un da, loc și v-au dus în altul, da? ia că m-au luat de acolo, cum venim de la baie, când de la Cahul, venim de la baie cu chiloții și cu lingerie venim în mână, așa m-am încărcat în salvare și nici nu ne-a dat voie să iau lucrurile mele personale, intenționat ca să fac presiune asupra mea și Dar m-am dus poate ei au la constatat Pruncu. că sunteți bolnav ceva, nu? Da, eu acum de la Pruncu m-au transferat în... Nu eram bolnav cu nimic. Așa, pur și simplu m-au luat, așa că ei au vrut să fac presiune asupra mea și fără haine deja m-au luat. Toate lucrurile mele personale au rămas acolo, la Cahul, Și acum la ce doriți de haine. la noi? Să vă întoarcem hainele sau... Și nu că să ne întoarcă hainele, eu am și să mă întoarc înapoi, de unde și caut eu, ia că de la Pruncu, văd că eu am declarat greva foamei, fiindcă fac influențări asupra mea. Și Asta a că m-am doua dus... oară s-a declarat deja. Da. Aha. Și de la Pruncu m-a adus la centrală, Și oficial știe cineva din autorități? la... Eu nu știu, știe cineva, nu știe nimeni, eu nu știu nimic, ni vine la Pruncu, vine și îmi spune, ha, haidem înapoi la Cahul. Eu și mă suie în mașină și mă duc aici la centrală. Aici la centrală La eu ieși din centrală voi, aveți în eu... vedere Chișinău, penitenciarul 13, da? Da. Și eu am ajuns aici și explic, zic, băi, oameni buni, eu n-am șcat aici, eu n-am nicio judecată, aici este izolator de urmăriri penale, eu n-am nicio urmăriri penale, n-am nicio judecată, de ce m-a adus în coași? Eu, după lege, eu mă dețin la Cahul, ce caut eu aici? Dar poate aici mai bine, poate vreau să vă fac amnistie ce e promisă. Nu vor să ne facă nici, că din contră aici vor să ne facă torturi și presiuni, că ia că m-au închis într-un podval acolo, sârăstii. Eu când am ajuns aici ne-am băgat un chiron în piept, aflându-se la greva foamei. Aici au Acum sârăstii iarăși, adică? Da, iar și ne-am băgat un chiron în piept, că e Dar imposibil ce și eu aveți scad aici, fabrică de țânte acolo, de mă arunc dintr-o chiroane? parte în alta ca pe un sac cu gunoi. Eu nu înțeleg de unde luați țintele astea, la magazin sau de unde? Nu, am găsit într-o ușă, am scos-o și am băgat-o în mine și gata și... Am înșept un chip și Așa gata. ruginită? Așa cum era ruginit, cum era, nu mai e alesă. El șede și coase ținta și așa și în ziua de azi. Eu am scris refuz că să A mă duc câta zi înapoi la deja? Pruncu. Și A nu câta vor să zi? mă duc la Pruncu înapoi. Domn Vasile, a câta zi cu ținta? N-am înțeles. A câta zi stați cu ținta? Ia că de sâmbătă eu stau cu ținta, ținta asta a început a coase, da. Și eu și eu elementar de la mine și o bucată de elicoplasteră să înclei și nu e o bucată de elicoplasteră nu-i dau. Dar poate prin aceasta dumneavoastră îi provocați administrația penitenciarului. Cu ce?
cu și provoc, că eu cer să respecte legea, deci de motivul și ăla că eu îi explic că n-am mișcat aici, dar ăsta a venit și m-a adus ca pe un sac de gunoi, m-a aruncat aici, m-a aruncat într-un podval, în murdărie, umezală, păreții m-au și găit și tot așa mai departe. În celulă 47 m-a aruncat aici. Noi îți cerem autorităților să verifici cazul, fiindcă atâta se repetă și știți, și nouă ne incomodă una așa ce își publicăm, când se repetă și autoritățile nu iau nicio decizie. Dar păi asta fac influențări din partea lui domnului Perciunte, atât că s-a deschis dosar penal atunci când am făcut tentativ de sinucid la Cahul din partea lui Perciun. Nu, ne s-au întors lucrurile. Nu toate, dar ne s-au întors. Dar fac presiuni că s-a pornit dosar penal, are probleme și cred că vor să mă ușidă. De atâta și mă țin aici în podvalul ăsta, murdăria asta, la grevă foame și cu chironul mine, mă țin că o văz când șepe acolo și să-și gândim, că mă repede să scăpe de mine. Să scăpe domn Perciun de probleme. Ei intenționat influențează asupra mea și fac presiunile este ca eu să retrag cerile pe domn Perciun. Am înțeles. Noi de data aceasta o să telefonăm direct la procuratură să întrebăm ce se petrece și din ce cauză aceasta se repetă. Bine, bine, hai vă rog frumos să apelați la procuratură, lasă vii procuratura să vă facă un control, să vadă și condiții inumane și degradante, mă țin din anumit intenționat dintre și că să fac presiuni ori că să mor mai repede. Cu chironul meu, eu văpși trebuie, conform legii, eu trebuie să fiu trebuie să fiu spitalizat. Dar pe mine mă ține aici în podvalul ăsta cu chironul și el coase și lătăsle indiferent. Nici masă, nici scaun, nici numai patul și umovane cu celulă și supărieță, cu mușigai și sărăste pe jos, o umezală de Doamne ferește. E că într-așa condiții mă țin că scăpi mai repede de mine. În afară de aceasta vreți mediatizăm, da, cazul? Numai decât vreau să mediatizăm cazul dat și eu rog să apelați la procuratură, la Ministerul Justiției, să vii să efectuez un control, să vadă din ce motiv fac presiunile astea asupra mea. Am înțeles. Mai aveți ceva de adăugat? Da, unica și mai am o rugăminte la dumneavoastră, dacă este posibil să ajung la detector minciunilor la Vorbește Moldova. Vreau foarte mult că eu să demonstrez că eu nu vinovat, eu sunt judecat ilegal și fals și am pierdut toată tinereța, sănătatea și familia am pierdut-o. 15 ani am pierdut în păreții ăștia și ne fiind vinovat, ne comitând crimă, dat, omorul dat, care pe mine m-a judecat, eu nu l-am comis. Dar pe mine m-a judecat la nutrină obișnuită sudii. Că judecătorii așa consideră și că ne-au dat 20 de ani că așa consideră judecătorii. Și ne-au stricat toată soarta mea din partea judecătorilor. Eu vreau să vin la Vorbește Moldova, vreau să ajung la Vorbește Moldova, la detectorul minciunilor, ca să confirm că într-adevăr eu n-am făcut crimă asta și din abuzul judecătorului eu ne-am pierdut tinereța, viața, sănătatea, tot am pierdut ce am avut mai sfânt. Și dacă se confirmă că ați făcut? Nu, îți confirm că eu n-am făcut, domn Valentin, eu n-am făcut. Eu pun capul la trunchi că eu n-am făcut și eu nu știu ce fac și nu fac. Am înțeles. Eu n-am făcut, eu de atât și mă rog să ajung acolo ca să demonstrez că nu am făcut crima asta pe care eu am fost judecat. Bine. Bine, mulțumesc de sunet, da. Să ne descurcăm cumva că e că așa se pierde familie, pierde tineretul și tot așa mai departe. Bine, domn Vasile, vă mulțumim. Vă mulțumim, o zi bună, o seară bună. Seară bună. Seară. Și vă felicit cu fostul iubilei, vă doresc multă sănătate, fericire și tot cel mai bun. Da, totul vă știți. Bine, mulțumesc mult. Seară bună. La revedere.